Psalmul 64. Cel drept își pune speranța în Domnul când cei răi conspiră împotriva lui. Ascultă, Dumnezeule, glasul plângerii mele. Păzește sufletul meu de teama dușmanului. Ferește-mă de adunarea celor răi, de mulțimea celor ce săvârșesc fără de legea. Ca sabia își ascut limbile lor, precum săgeata aruncă cuvinte amare, pentru a lovi în ascuns pe cel fără prihană, trag pe neașteptate și nu se tem. Se încurajează în lucrarea lor cea rea, se pun de acord ca să întindă curse. Ei spun, cine va vedea? Au uneltit nelegiuire, au împlinit cele uneltite. Ca o prăpastie este omul și inima lui e un abis. Dumnezeu îi lovește pe ei cu săgețile sale. Pe neașteptate, ei au fost răniți și însăși limba lor îi va face să cadă. Oricine văzându-i va clătina din cap. Atunci, toți vor fi cuprinși de teamă, vor face cunoscute faptele Domnului și vor înțelege lucrarea Lui. Cel drept se va bucura în Domnul și va căuta refugiu în El și vor fi lăudați toți cei drepți cu inima lui.